Iar ploile torențiale din ultimele zile au făcut ca nivelul crescut al râului Cerna să antreneze o cantitate foarte mare de deșeuri preluate de pe malul apei. Parte dintre acestea au ajuns și în golful Cerna, care era astăzi plin de peturi și alte deșeuri din mase plastice. Autoritățile din Mehedinți au luat legătura cu cele din Cara Severin și fac demersuri pentru ridicarea deșeurilor, dar situația trenează de zeci de ani fără să poată fi rezolvată. Situația se repetă de fiecare dată în această perioadă a anului, când apele umflate ale râului Cerna preiau deșeurile aflate pe mal. Tone de gunoi s-au oprit într-un baraj făcut de autorități în dreptul unui pod peste râul Cerna din apropierea orașului Orșova, dar peturile au ajuns și în Dunăre. Reprezentanții apelor române au ajuns în zonă și au purtat discuții cu cei de la Apele Române Banat, pentru că aceste deșeuri provin de la localnicii din această zonă a țării. Toate aceste evenimente sunt cauzate de riveranii râului Cerna aflat în amonte. Este extrem de neplăcut să vedem că oamenii nu înțeleg cât de importante sunt aceste lucruri și să venim aici și să constatăm de fiecare dată că după fiecare ploaie se tot repetă astfel de evenimente. Am discutat cu colegul meu de la Seghia Cara și în administrarea căruia se află această porțiune și din cauza condițiilor meteo și a curentului care se află în momentul de față în acest golf, vom putea acționa începând cu ziua de miercuri. Situația trenează de mai mulți ani, dar autoritățile nu au reușit până acum să o rezolve. Chiar dacă acest sector de râu nu aparține, nu face parte din raza de competență a sistemului de gospodărire a apelor Mehedinți, am dispus totuși directoarei de la SGA Mehedinți să vină în zonă și să aducă o formație și în afară de asta am luat legătura cu colegul meu, cu domnul prefect Gâfu și la rândul său a dispus și dânsul SGA Cara Severin să trimită două formații în zonă pentru a curăța aceste deșeuri. Deci populația aruncă foarte, foarte multe peturi. Persoanele fizice sau persoanele juridice, dacă vor fi prinse în flagrant, vor fi sancționate. În timp ce constatau existența poluării, reprezentanții apelor române au descoperit și un localnic care executa lucrări de nivelare pe un teren aflat în apropierea râului Cerna și care deversa pământ amestecat cu deșeuri în apele râului. Eram pe partea cealaltă, vă rog să nu mă întrerupeți, eram pe partea cealaltă când domnul cu excavatorul pingea gunoaiele în apă. Spuneți-mi, vă rog, de ce faceți treaba asta? Dar nu pingem în apă. Uitați și dumneavoastră, ăștia aruncă gunoaie aici. Eu am terenul până aici. Aveți terenul până aici, noastră, v-ați gândit noastră că soluția este să le împingeți în apă. Bărbatul care a plecat de la locul incidentului a fost identificat de către poliție și amendat de către reprezentanții apelor române cu 25.000 de lei. O anchetă a fost declanșată și de către Garda de Mediu Mehedinți.